În zonele unde vor avea loc manifestările din programul sărbătoririi zilei orașului vor acționa în următoarele 4 zile peste 120 de jandarmi, care vor fi angrenați în misiuni specifice de asigurare a unui climat de ordine și siguranță publică. Jandarmii vor fi prezenți în special în Piața Unirii și la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, acționând în echipe mobile, patrule de ordine publică și echipe operative de intervenție și prevenire a faptelor antisociale. Vom fi prezenți în Piața Unirii, la Cetatea Mircea cel Bătrân, dar și la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, acolo unde va fi oficiată slujba de Sfântul Gheorghe. Ca de fiecare dată, recomandarea noastră este ca toți cei care vor participa la aceste activități să aibă un comportament civilizat și să nu se implice în incidente. În zona Pieței Unirii, acolo unde vor avea loc cele mai multe manifestări, a fost restricționat traficul autovehiculelor. Restricția va fi menținută până duminică inclusiv. Conform programului care s-a aprobat pentru zilele orașului, începând din ziua de 22, adică ziua de astăzi, Gemucora nu am restricționat traficul rutier în zona centrală. Închiderea este la intersecția Romarta, intersecția Alei, intersecția după Episcopiei și în spate pe General Berlo, în dreptul străzii George Coșbuc și Mareșal Foș. Se poate circula numai de către Riverea. Având în vedere faptul că se estimează participarea unui public numeros la aceste manifestări, autoritățile recomandă cetățenilor să adopte un comportament civilizat și să anunțe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane care au comportament antisocial. În această perioadă, jandarmii vor coopera cu efective din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu și din Direcția Poliției Locale.